serviciul social, centru maternal, deplasament pentru cuplul mamă-copil urmează a fi deschis în municipiul Chișinău în luna mai. Acest lucru ne-l dorim. În cadrul acestui serviciu vor fi găzduite cupluri mamă-copii pentru a asigura acel suport, protecție mamelor în dificultate, mamelor și cuplurilor mame-copii care sunt victime ale violenței, mame tinere și alte categorii de beneficiari care vor fi ajutate de angajații centrului pentru a depăși această situație de criză. Scopul, de fapt, a serviciului este formarea, menținerea și întărirea legăturilor familiale ale femeilor cu copilașii săi. Vârsta acestora va fi mai mare de 6 ani, de la 6 și până la majorat. Posibilitatea de a cuprinde sau de a încadra în acest centru vor fi pentru o capacitate de 7 cupluri mamă-copil, respectiv ar fi 7 adulți și 13 copii, cam asta ar fi o capacitate a centrului de găzduire. Totodată, centrul sigur că va funcționa 24 din 24, posibilitatea de plasament va fi pentru 6 luni, cu ulterioara extindere la necesitate și pe parcursul acestor 6 luni mamele, copiii vor avea toate serviciile conectate pentru integrare comunitară. Sigur că dacă copilul va fi de școală, va merge la școală, mama va fi asistată și ajutată să se încadreze în câmpul muncii. Deci ar fi un mod obișnuit de viață familială, doar că vor fi și ajutați și vor fi și găzduiți în aceste spații. Intervenția va fi imediată în funcție de necesitate. Fie consiliere psihologică, fie suport în diferite îngrijiri medicale, sigur că găzduirea, suport în alimentare, diferite servicii necesare pentru o familie în situație de risc, o familie care fuge de anumite crize, respectiv aici va primi tot suportul necesar. Sigur că pentru noi finalitatea este importantă în acest centru ca să integrăm, să reintegrăm acea familie sau cuplu, mamă, copil în familia sa, în locul său, să aibă atât serviciu cât și copiii să fie integrați în comunitate, la grădiniță, școală și sigur că mama să fie în serviciu angajată. Ca amplasare geografică nu o menționez pentru că va fi un centru securizat, nu va fi cu acces foarte deschis, cu acces public, doar cu referire prin intermediul structurilor bine determinate, pentru că, în primul rând, e important să asigurăm securitatea din partea abuzatorilor, ca să nu cunoască unde s-a adăpostit persoana care a fugit din calea abuzurilor. Va fi un număr de telefon, unde pot telefona direct fie mamele victime, fie copiii, în funcție de, dar totodată pot fi referite aceste persoane și prin intermediul poliției, cât și a structurilor de diferit tip, fie asistență medicală, fie asistență educațională. Deci nu toate persoanele în care sunt obligate să intervină în suport persoanelor vulnerabile, atunci pot apela la acest serviciu, pot informa despre, iată, o victimă sau o situație pe care o pot descrie.